Domnilor consilieri, astăzi are loc ședința ordinară a Consiliului Local din această lună. Pentru desfășurarea ședinței de astăzi, o să punem la vot mai întâi procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă l-ați studiat, să-l supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate, domnișoară secretară, da? Da. Am o mențiune aici, în urma prevederilor făcute de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, referitoare la procedura de decontare, dotări de investiții care implică actualizarea suplimentară a unor proiecte de hotărâre, se amână până la data întocmirii acestei actualizărilor suplimentare. Deci avem 1, 2, 3, 4 puncte de care au fost trecute azi pe ordine de zi. O să fie scoase din ordine de zi, pentru că eu, fiind inițiatorul, eu trebuie să le scot de pe ordine de zi, că nu avem încă făcută de actualizare la punctele astea. E vorba de un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice, actualizare privind obiectivul de investiții modernizare dispensarul uman, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul investiții modernizare infrastructură rutieră, proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală și 4 proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categorii de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL, pentru obiectivul de investiții modernizare dispensar în Ungureni, județul Bacău. Astea sunt scoase de pe ordinea de zi. Nu se supune la vot pentru că eu le-am inițiat și nu le mai discutăm. Se va suplimenta ordinea de zi următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării numărul 6 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Ăsta se va supune la vot odată cu celelalte puncte, da, care vă le prezintă domnul președinte de ședință. Deci punctul suplimentat a fost citit de domnul. Punctul suplimentat, da, și mai aveți punctele care vi le-a prezentat domnul primar. Celelalte puncte sunt următoarele. Da? Proiect de hotărâre privind înființarea și concesionarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân Ungureni, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții în ființarea sistemului public de canalizare a apelor uzate în localitatea Ungureni, comuna Ungureni, proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor în cadrul Consiliului de Administrație a Școlii Gimnaziale Ungureni pentru anul școlar 2021-2022, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor pentru comuna Ungureni, 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui contract de prestări servicii cu persoana juridică în vederea elaborării tehnoredactării, actualizării și gestionării de documentelor pe linie de apărare împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență, necesare serviciului voluntar pentru situații de urgență, comitetului local pentru situații de urgență, centrului operativ cu activare temporară, secretariatului tehnic și al documentelor necesare pregătirii în domeniul situației de urgență a personalului de organigrama primăriei. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de închiriere a căminilor culturale din comuna Ungureni, județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare pentru dotări la căminele culturale din satul Bătești și Bibirești, în vederea dării în funcționare acestora pentru organizare de evenimente. Și 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării numărul 6 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. E vorba de celălalt suplimentar. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Dăm drumul la punctul numărul 1. Așa. În cursul anului 2002 a apărut legea numărul 227/2002 pentru aprobarea OUG numărul 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpâni.
lege care prevede condițiile minimale necesare pentru funcționarea unui astfel de centru. Din cauza faptului că la nivelul Comunei Ungure nu poate fi amenajat un centru care să corespundă prevederilor legale, dotat cu utilități, magazie, birouri, sală de chirurgie, propunerea este de a se înființa acest serviciu doar pentru a putea fi concesionat, existând cadrul legal în acest sens și obligația autorităților publice locale de a lua măsurile care se impun pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Prin realizarea unui proces de licitație deschisă pentru concesionarea serviciului, prin concesiune, se vor putea obține creșterea calității serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân, datorită selecționării concesionarului pe baza unor criterii care vor evalua organizarea, indicatorii de performanță, dotările tehnice, vor fi semnalate de asemenea toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor și a patrupedelor. Cetățenii comune vor avea siguranța mai mare pe domeniul public, nemai fiind practic agresați de câini fără stăpân. Se vor utiliza soluții moderne pentru prinderea câinilor, astfel încât să nu fie chinuiți. Conform caietului de sarcini, operatorul are obligația să facă dovada că are amenajat un asemenea centru, astfel scutind Comuna Ungureni de cheltuielile de investiții necesare deschiderii unui astfel de centru. Prin realizarea de licitație deschisă se va putea obține selectarea unui concesionar care să ofere raportul optim între preț mic al tarifelor și calitate ridicată a serviciilor. Posibilitatea de a obține tarife cât mai mici pentru o calitate ridicată va permite Primăriei Comunei Ungureni să reducă costurile pentru această activitate. Conform prevederilor caietului de sarcini, Primăria Ungureni va primi anual de la concesionar o redevență. Dotarea corespunzătoare a centrului, conform legislației în vigoare, fapt care va elimina posibilitățile de poluare domeniului public, cu materiale de utilizare la tratamentele medicale vor fi trimise la incinerare, de asemenea și cadavrele la societăți specializate pentru preluarea acestora, reducerea poluării solului și apelor cu fecale, urină și deșeuri menajere împrăștiate, reducerea poluării fonice. De asemenea, caietul de sarcini stipulează obligativitatea ofertanților de a deține mașini și utilaje pentru activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân. Având în vedere aceste aspecte, în temeiul prevederilor articolul 139 alineatul 1 și articolul 196 alineatul 1 din OUG 57/2019 privind codul administrativ, primarul Comunei Ungureni propune articolul 1. Se aprobă înființarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Articolul 2. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân ungureni, conform anexei numărul 1, care face parte integrată din prezenta. Articolul 3. Se aprobă studiul de oportunitate privind delegarea prin concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân ungureni, conform anexei numărul 2. Articolul 4. Se aprobă caietul de sarcini pentru delegarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân ungureni prin contract de concesiune, conform anexei numărul 3. Articolul 5. Se aprobă modelul cadru al contractului de concesionare conform anexei numărul 4, care face parte integrată din prezenta. Mulțumesc! Discuții? Cine face concesionare? Prin licitație directă. Am citit la început. Da? Nu a fost atent. Altcineva? Pune la vot. Cine este pentru? Potrivă, abțineri, trecem la punctul numărul 2. Tot cu domnul Fara Secretar, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnologilor centralizați pentru obiectivul de investiții. Așa mai. Primarul Comunei Ungureni hotărăște. Propune. Se aprobă indicatorii tehnoeconomici actualizați pentru obiectivul de investiții înființarea sistemului public de canalizare a apelor uzate în localitatea Ungureni, Comuna Ungureni, județul Bacău, potrivit anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre, după cum urmează. Indicatori maximali, total general, valoare fără TVA, 5.845.228,47, valoare cu TVA, 6.936.542,04, din care C plus M, valoare fără TVA, 4.325.548,10, valoare cu TVA 5.147.402,23. Articolul 2. Se aprobă cofinanțarea din bugetul propriu al Comunei Ungureni, județul Bacău, a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin program, în sumă totală de 676.430,57 de lei, inclusiv TVA.
Mulțumesc. Da. Discuții? Nu? Punem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la punctul numărul 3. Tot domnul Șarșipăra. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Ungureni pentru anul școlar 2021-2022. Primarul Comunei Ungureni, județul Bacău, văzând adresa numărul 1557 din 9-9-2021 a Școlii Gimnaziale Ungureni, înregistrată la OAT Comuna Ungureni sub numărul 4721 din 16-9-2021, în temeiul dispozițiilor articolului 136 din Codul Administrativ, propune: se desemnează din cadrul Consiliului Local al Comunei Ungureni, ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Ungureni, județul Bacău, următorii consilieri: domnul consilier local Dumitru Durac și domnul consilier local Costel Dobriță. Da, opinim. Discuții? Spunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Aprobat și punctul numărul 3. Punctul numărul 4 este prezentat de domnișoara Simplu Piatra. Hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor al Comunei Ungureni pentru anul 2021. În temeiul articolului 196, alineatul 1, litera A, articolul 197, alineatul 1, alineatul 2 și alineatul 4, articolul 200 și articolul 243, alineatul 1, litera A și litera E, din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Primarul Comunei Ungureni propune: se aprobă planul de analiză și acoperire a riscurilor al Comunei Ungureni pentru anul 2021, conform prezentată în anexă, parte integrată din prezenta hotărâre. Primarul Comunei Ungureni, prin serviciul voluntar pe situații de urgență, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Mulțumesc. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Nimic. Trecem la punctul numărul 5, tot domnul Șara. Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu o persoană juridică în vederea elaborării, tehnoredactării, actualizării și gestionării documentelor pe linie de apărare împotriva incendiilor, situații de urgență, necesare serviciului voluntar pe situații de urgență, Comitetului Local pentru situații de urgență, Centrul Operativ cu Activitate Temporară, Secretariatului Tehnic și a documentelor necesare pregătirii în domeniul situației de urgență a personalului din organigrama primăriei. În temeiul articolului 129, alineatul 1, articolul 196, alineatul 1, litera A și articolul 197, alineatul 1, din nou OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare, primarul Comunei Ungureni propune: se aprobă elaborarea tehnoredactării și actualizării documentelor pe linie de apărare împotriva incendiilor și situații de urgență, necesare serviciului voluntar pentru situații de urgență, Comitetului Local pentru situații de urgență, Centrului Operativ cu Activitate Temporară, Secretariatului Tehnic și a documentelor necesare pregătirii în domeniul situațiilor de urgență a personalului din organigrama primăriei. Cheltuielile de pregătire, dotări și intervenție pe linie de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență se suportă din bugetul local. Primarul Comunei Ungureni, județul Bacău și personalul din cadrul aparatului de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Mulțumesc. Discuții? Spunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Cu 6 spun. Punctul numărul 6. Domnul secretar. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de închiriere a cămilor culturale din Comuna Ungureni, județul Bacău. Începând cu data prezentă, se stabilesc taxele de închiriere a cămilor culturale din Comuna Ungureni, județul Bacău, după cum urmează: taxă închiriere cămin cultural pentru nunți, botezuri, așezământ cultural ungureni 2000 de lei pentru 24 de ore, cămin cultural din satele Botești și Bibirești 1000 de lei pentru 24 de ore. Taxă închiriere cămin cultural pentru majorate sau petreceri ale unor grupuri mici de cetățeni. Așezământ cultural ungureni 300 de lei pentru 8 ore. Căminele din satele Botești și Bibirești 200 de lei pentru 8 ore. Pentru căminul cultural din satul Zlătari se percepe o taxă uniformă de 200 de lei la orice eveniment.
Mulțumesc. Mulțumim. Discuții? Spune-mi la vă, cine este pentru? Nu ai arătat aprobat așa cum. Împotrivă? De acord, nu? Împotrivă domnul Bibire. Domnul Bibire și domnul? De acord. De acord, deci domnul Bibire, împotrivă. Da. Mă scuzați că n-am uitat acolo și n-am. Da? Trecem la punctul numărul 7, domnul Vici. Începe direct în proiectele de investiție, primire, aplicare, renovare, clotarea căminilor culturale din satele Botez și Bibirești, nu au fost prevăzute unele dotări, cum ar fi firme luminoase și publicitare, perorerie lansabilă la geamă, mese rotunde, fețe de masă, veselă și alte utilități pentru bucătărie, în vederea organizării unor evenimente. Propun Consiliul Local aprobarea sumei estimative pentru achiziționarea acestora, aprobarea sumei estimative de 200.000 de lei. Discuții? Spune la voi, cine este pentru? Tot, nu am uitat. Punctul numărul 8, doamna contabilă. Bună ziua! Având în vedere legea bugetului de stat pe anul 2021, adresa numărul 1744 din 14.09.2021, emise de AJPP Bacău, referitoare la repartizarea de sume pentru bugetul pentru buget an 2021 conform OUG 97 din 2021 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021. Primarul Comunei Ungureni propune majorarea veniturilor în trimestrul 3 la indicator 040201, cote defalcate din impozitul pe venit, cu suma de 75.000 de lei. Majorarea veniturilor în trimestrul 3 la indicator 040204, sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cu suma de 40.000 de lei. Majorarea veniturilor în trimestrul 3 la indicator 110206, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, cu suma de 2.000 de lei. Diminuarea cheltuielilor în trimestrul 3 cu suma de 13.000 de lei la capitolul 670307 Cămine Culturale de la titlul 710101 Construcții. Majorarea cheltuielilor în trimestrul 3 cu suma de 20.000 de lei la capitolul 670307 Cămine Culturale, titlul 200530, alte obiecte de inventar. Majorarea cheltuielilor în trimestrul 3 cu suma de 40.000 de lei la capitolul 7050, alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, titlul 710130, alte active fixe. Majorarea cheltuielilor în trimestrul 3 cu suma de 30.000 de lei la capitolul 74, colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor, titlul 200104, apă, canal și salubritate. Majorarea cheltuielilor în trimestrul 3 cu suma de 40.000 de lei la capitolul 840301, drumuri și poduri, titlul 200130, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. Vă mulțumesc! Discuții pe fața materialului. Spune-mi la vot, cine este pentru? Nu am uitat, aprobă și acest punct. Vă mulțumim pentru participare. Ne întâlnim la următoarea ședință.